Nu e nicio păcăleală faptul că de la 1 aprilie romașcanii vor trebui să achite un preț aberant la gunoi, respectiv 12,9 lei de persoană. Este vorba de o taxă impusă locuitorilor județului pentru depozitarea gunoiului menajer la groapa ecologică de la Girov. În conformitate cu hotărârea Consiliului Județean, pentru fiecare tonă de gunoi transportat la Girov se vor plăti 180,4 lei, sumă la care se va adăuga TVA-ul. Printre aceste proiecte vom avea și cel mult dezbătut până acum și a cărui introducere pe ordinea de zi am tot amânat-o de câteva ori. Se referă la o chestiune pe care dumneavoastră o știți foarte bine și v-am adus-o la cunoștință de atâtea ori, creșterea tarifului pentru deșeurile menajere. Aș vrea totuși să mai precizez încă o dată, ca să fie clar pentru toată lumea, să nu existe echivoc. Practic, tariful de colectare de la Roman nu se majorează, rămâne același. Singurele incidențe pe care le au un preț sunt cele legate de transferul la Girov, dar acela e un cost pe care ne-l asumăm. Este o suplimentare de 60 de bani, deci nu aici e problema majoră, și problema majoră o reprezintă taxa de groapă ecologică de la Girov, care este de 108,4 pe tonă, fără TVA, care induce o majorare destul de substanțială a prețului la gunoi. Practic, pentru fiecare persoană se va plăti circa 12,9 lei pe lună, TVA inclus. Noi am încercat și am reușit până acum, chiar dacă această taxă este introdusă de la 1 ianuarie, să facem demersuri pe lângă Ministerul Mediului. Știți foarte bine că inclusiv domnul deputat Leorean a încercat să ne ajute. A depus și acea interpelare în Parlament și eu, prin intermediul Asociației Muncitorilor din România, am făcut eforturi pentru eliminarea acestei taxe. Din păcate, nu am avut sorți de izbândă, drept pentru care această taxă este funcțională, operațională și nu mai avem nicio șansă să mai depozităm la Roma, capacitatea fiind atinsă, astfel că de săptămâna viitoare, cu data de 1 aprilie, toate deșeurile vor fi transportate la Girov. Demersurile făcute de municipalitate la nivelul Ministerului Mediului prin deputatul Laurențiu Leoreanu s-au alăturat intervențiilor prin intermediul Asociației Municipiilor, rămase și ele fără ecou. Operatorii de salubritate care vor depozita deșeuri la groapa de gunoi vor trebui să plătească o taxă de 80 de lei pentru fiecare tonă depusă, începând cu data de 1 ianuarie 2017, urmând ca această taxă să crească la 120 de lei pe tonă din 2018, potrivit prevederilor incluse în legea 384 pe 2013.